Cine mai dorește? Că aici am o listă de 20. Vă rog, domnul deputat. Domnul Alomițeanu, când vorbiți la telefon, vorbiți mai încet, vă rog frumos totuși. Da. Nu, vorbește și numai lui tare, înseamnă că n-aude el. Vă rog, domnul deputat, foarte pe scurt. Mulțumesc, domnule președinte, o să fiu foarte scurt. Interpelare adresată ministrului transporturilor, domnul Dan Comanșova, de către Mihai Tarache, deputat ales în circunscripția electorală numărul 14, colegiul uninominal numărul 1. Tema este strategia de dezvoltare a portului Constanța. Domnule ministru, stimați colegi, vă readuc în atenție destinul portului Constanța, obiectiv de importanță economică, socială și strategică, indiscutabil ale statului român. Aflat în acest moment în pragul unei potențiale schimbări foarte importante. În ceea ce privește structura acționariatului companiei care administrează, recte Compania Națională Administrația Portului Maritime S.A. Constanța, cu efecte asupra evoluției sale viitoare. Vă atrag atenția că portul Constanța este cel mai important motor economic al orașului Constanța, acolo desfășurându-și activitatea companii care plătesc sume considerabile statului român sub formă de taxe și impozite, asigurând totodată peste 30.000 de locuri de muncă. Portul Constanța a beneficiat, beneficiază și va beneficia și trebuie să beneficieze în continuare de investiții importante care depășesc ordinul sutelor de milioane de euro pentru a asigura cadrul normal de desfășurare a activităților specifice în scopul respectării reglementărilor din domeniu și a unei dezvoltări continue, dar și pentru a face față competiției acerbe din domeniul portuar. În acest context, nu este de neglijat faptul că săptămâna trecută Consiliul Local Constanța a adoptat o hotărâre prin care își arată disponibilitatea de a prelua cu titlu gratuit încă 13% din acțiunile Companiei Naționale Administrația Portului Maritime S.A. Urmând astfel a se ajunge la un total de 33%. Cred că sunt în asentimentul dumneavoastră atunci când afirm că o astfel de schimbare nu poate avea ca un scop unic creșterea în valoare a aportului financiar către bugetul autorității locale, fie ea și primăria municipiului Constanța. Prin urmare, solicit Ministerului Transporturilor prin reprezentantul său, ministrul Dan Șova, să răspundă următoarelor întrebări. Ministerul Transporturilor poate prezenta o proiecție economică, o viziune strategică pe termen lung de dezvoltare a portului, care să justifice această nouă distribuire a acționariatului? 2. Au prezentat Primăria și Consiliul Local Constanța un plan de dezvoltare și de atragere de investiții private în portul Constanța, o strategie de creștere a activității portuare și implicit a locurilor de muncă în acest sector? Poate Ministerul Transporturilor să garanteze... Pe scurt, domnul... Termin întrebările și gata. Nu sunt multe. Câte aveți? Poate Ministerul Transporturilor să garanteze integritatea celor peste 30.000 de locuri de muncă din portul Constanța, care asigură traiul la sute de mii de oameni în municipiu și în împrejurim? 4. A inițiat Ministerul Transporturilor consultări transparente cu partenerii de dialog social, asociațiile operatorilor portuari, sindicate, specialiști din domeniul portuar și, nu în ultimul rând, cu partenerii militari strategici pentru evaluarea impactului unei astfel de decizii? Și 5. Și ultima întrebare. În contextul în care primarul municipiului Constanța, Radu Mazăre, a anunțat că taxele din portul Constanța vor fi modificate, poate Ministerul Transporturilor să prezinte un studiu comparativ al taxelor portuare percepute în porturile importante din Europa, precum și un studiu privind structurile acționariatului în aceste porturi? Solicit răspuns scris. Vă mulțumesc, deputat de Constanța, Mihai Tararache. Vedeți dacă vă dau cuvântul, domnul Tararache, peste rând? Așa îmi trebuie. Data viitoare nu